Procurorii DNA, prin dosarul Teldrum, reușesc să se apropie de o parte din averea lui Liviu Dragnea. Acea parte care poate fi urmărită prin documente, prin declarațiile lui de avere, dar și prin patrimoniul firmelor clanului Liviu Dragnea. Averea lui Liviu Dragnea ar putea să fie însă mult mai mare decât bănuim și plasată pe la diversi interpuși, pentru că acesta este un mod de operare foarte des întâlnit în lumea celor care au foarte mulți bani din activități ilicite, corupția este o activitate ilegală, și pe care pentru a-i păstra îi investesc prin diversi interpuși. În spatele meu, vedeți, clădirea este bârlogul din București al președintului infractor al PSD, Liviu Dragnea. Este o clădire luxoasă, construită pe un teren de 605 metri pătrați, în zona Domenii din București, pe strada Alexandru Constantinescu, numărul 11-13. O clădire care, deși după cum vedeți, are mai multe etaje, da, e P plus 3 plus, plus încă un etaj retras, nu este compartimentată în cartea funciară. Cum s-a aflat că aici e burlogul lui Liviu Dragnea? S-a aflat în momentul în care paparații de la Cancan au filmat-o pe iubita de 24 de ani a lui Liviu Dragnea ieșind cu mașina de acolo și apoi pe Liviu Dragnea. Cei doi trăiesc aici într-un concubinaj care nu are evident nicio legătură cu familia tradițională ortodoxă pe care o iubesc foarte mult alegătorii PSD. Dar nu despre viața intimă a lui Liviu Dragnea vreau să discut, pentru că nu mă interesează treaba asta, e treaba lui ce face în viața intimă, ci despre averea lui, averea legală și averea care ar putea să fie ascunsă. Ce este foarte interesant cu această clădire cu bârlogul lui Liviu Dragnea din București? Interesant este că în documente ea aparține unei persoane fizice, Emil Mirea, de 62 de ani, din Turnul Măgurele. Bun, proiectul a fost autorizat de Primăria Generală a Municipiului București prin certificat de urbanism și autorizație de construcție din 2009. Specialiștii în imobiliare pe care am constatat ne-au spus că terenul plus construcția îl valora undeva la 2 milioane de euro. Și aici vine aspectul foarte interesant. Acest domn Emil Mirea are 2 milioane de euro ca să investească ca persoană fizică în această clădire, da? Domnul Mirea din Turnul Măgurele, foarte important, de unde este și domnul Liviu Dragnea. Deci a avut teoretic 2 milioane de euro să investească în această clădire de lux bârlogului Dragnea din București, dar se judecă cu Casa de Pensii Teleorman pentru majorarea pensii. Acest domn Mirea mai figurează în niște firme, una dintre ele făcând parte dintr-un cerc infracțional foarte interesant de pe această stradă, vă repet, strada Alexandru Constantinescu, cerc infracțional legat de infractorul PSD, șef al PSD, Liviu Dragnea. Deci domnul Mirea este băgat în mai multe firme, toate firmele sunt pe pierdere. La această adresă de aici, de unde locuiește Liviu Dragnea, este înregistrată societatea comercială Maxim Living, la apartamentul 1. La parter este un cabinet dentar. Această societate comercială, care este pe numele acestui misterios domn Emil Mirea, care, vă repet, se judecă la Tribunalul Teleorman cu Casa de Pensii Teleorman pentru majorarea pensiei, dar de undeva, nu știm de unde, a avut 2 milioane de euro pentru a construi acest imobil bârlogului Liviu Dragnea din București, din zona Domenii. Un bârlog de lux, unde domnul Dragnea locuiește fără forme legale, pentru că nu e declarat niciun contract de închiriere, nimic. Și vă repet, clădirea a fost construită pe persoană fizică, Emil Mirea, 62 de ani, din Turnul Măgurele, și aparține unei acestei persoane fizice. Este o situație foarte ciudată, o persoană fizică foarte misterioasă, care aici în această clădire are sediu firmei SC Maxim Living, o firmă care este pe pierdere. De când am verificat un registru comerțului, m-a dus 10 ani în urmă, în fiecare an a avut pierdere. Ultimul an declarat, 2016, a declarat o pierdere de 1,1 milioane de lei. Foarte interesant este că acest domn Emil Mirea mai este asociat într-o firmă Oscar Serv Impex cu o doamnă, Bunda Gabriela. Și acea firmă este pe pierdere. Deci toate firmele cetățeanului care se judecă cu Casa de Pensii Teleorman pentru majorarea pensiei, cetățean care a avut de undeva, nu știm de unde, 2 milioane de euro pentru a construi acest imobil de lux în zona Domenii, toate firmele în care apare acest misterios cetățean sunt pe pierdere. El mai are o firmă în Roșior de Vede, firmă care este undeva pe o străduță neasfaltată, o străduță din pământ,
De asemenea, o firmă aflată în pierdere. Se cheamă Miu Impex SRL, în roșior de vede, pe Bulevardul Sfânta Vineri, la numărul 130. Deci avem această situație foarte ciudată. Este posibil ca acest domn pensionar, care se judecă o casă de pensii, dar a construit acest imobil, să fie avut el de undeva, cine știe de unde, 2 milioane de euro, dacă are bani să construiască așa ceva. De ce se mai judecă o casă de pensii, Telorman, pentru majorarea pensiei? E greu de înțeles. Sau este posibil să ne aflăm în situația clasică, pe care am mai văzut-o în foarte multe cazuri, ale unor infractori care au făcut foarte mulți bani din activități ilicite, în special din corupție, și care și-au trecut diverse proprietăți pe numele altor persoane. Bun. Pe această stradă, Alexandru Constantinescu din București, se întâmplă să existe un cerc infracțional foarte interesant, în mijlocul căruia se află acest bârlog al lui Liviu Dragnea. Un cerc infracțional legat de Liviu Dragnea. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Primul punct din cercul infracțional foarte interesant de pe strada unde se află bârlogul lui Liviu Dragnea este aici, în clădirea din spatele meu. Societatea Tavil Group. Adresa este Alexandru Constantinescu, numărul 22. Ce este interesant cu această clădire? Se află la un minut și jumătate de mers pe jos de la bârlogul lui Liviu Dragnea. Această adresă apare în referatul DNA prin care este trimisă în judecată Alina Bica, șefa DICOT, pentru că l-a favorizat pe Ioan Nicolae, care era cercetat de DICOT. Această adresă apare în legătură cu întâlnirile pe care Alina Bica le avea cu Liviu Dragnea. Ați ghicit? Aici se întâlneau cei doi conform referatului DICOT, referatului DNA, prin care fosta șefa DICOT este deferită justiției. Din acel referat rezultă că Alina Bica era luată de șoferul lui Dragnea și adus aici la această adresă, care este la distanță foarte, foarte mică de bârlogul lui Liviu Dragnea. Acolo pe stradă undeva în spate vedeți clădirea lui Liviu Dragnea, clădirea construită de acel domn misterios din turnul Măgurele. Ce discutau ei aici în clădirea Tabil Group? Discutau cum să-l protejeze pe Ioan Nicolae de ancheta DICOT care se desfășura împotriva lui. Sunt lucruri foarte interesante, pentru că se vorbea inclusiv despre telefoane care ale lui Ioan Nicolae, care erau urmărite, și Alina Bica trebuie să intervină la procurorul de casă să nu mai fie urmărite acele telefoane. În schimbul acelui ajutor, Liviu Dragnea ar fi promis Alinei Bica, spun procurorii DNA, 3,5 milioane de euro de la Ioan Nicolae, plus, atenție foarte mare, funcția de procuror general al României după alegerile prezidențiale. Sigur, dacă Victor Ponta ar fi urmat să câștige alegerile prezidențiale. De ce spun că este un cerc infracțional foarte interesant pe această stradă legat de bârlogul lui Liviu Dragnea? Pentru că nu numai infracțiunile de care a acuzat Alina Bica au legătură cu această adresă unde venea Liviu Dragnea, de ce el venea de acolo, de la bârlog aici, și se întâlnea cu Alina Bica și discutau cum să-l ajute pe Ioan Nicolae, promițându-i Alinei Bica 3,5 milioane de euro plus funcția de procuror general. Proprietarul acestei firme, un domn pe numele lui Abbas Tavil, un cetățean libanez devenit în 2000 cetățean român, a fost și el arestat pentru că a fost cercetat în legătură cu fraude comise cu vagoane de marfă ale CFR Marfă. Este așadar unul dintre punctele din centrul infracțional de pe această stradă, da? Strada Alexandru Constantinescu, acesta este numărul 22, la numărul 11-13 este bârlogul lui Liviu Dragnea, este doar un punct din cercul infracțional din jurul bârlogului lui Liviu Dragnea. Haideți să vă arăt al doilea punct din acest cerc infracțional. Al doilea punct interesant, a doua coincidență interesantă de pe această stradă unde este bârlogul lui Liviu Dragnea, tot o coincidență infracțională, este legată de această adresă. Alexandru Constantinescu, numărul 33, vedeți? Hotel Domenii Plața. Aici are sediu o firmă la care este asociat
acel domn, Emil Mirea, proprietarul din acte a burlogului lui Liviu Dragnea, care este puțin mai în spate, da? Firma care are sediul aici se cheamă Seceriva Ambient. În această firmă, acest domn Emil Mirea este asociat cu un alt domn misterios, investitor din imobiliare, Benescu Cristian Atanasie. De ce spun că este un alt punct infracțional din cercul infracțional de pe această stradă unde e burlogul lui Liviu Dragnea? Pentru că acest domn Benescu Atanasie a fost anchetat și condamnat pentru evaziune fiscală. Este un domn cu foarte multe proprietăți imobiliare, un domn care are un club select, unde sursele mele îmi spun că se întâlnesc diversi politicieni și unde ar fi fost văzut Liviu Dragnea de foarte multe ori cu politicieni discutând lucruri pe care sursele mele nu au reușit să le audă. Este interesant că acest misterios domn Emil Mirea este asociat, iartă, cu un alt cetățean aproape la fel de misterios, care a fost judecat și condamnat pentru evaziune fiscală și care are averea pusă sub sechestru pentru că trebuie să plătească niște prejudicii de 700.000 de euro. Așadar, pe această stradă din București este burlogul lui Liviu Dragnea, strada Alexandru Constantinescu, unde ați văzut ce coincidențe infracționale foarte interesante se învârt în jurul acestui burlog al lui Liviu Dragnea. Să sperăm că procurorii DNA care se uită la dosarul Teldrum se vor uita și la aceste informații și poate vor reuși să dea și de averea ascunsă a infractorului șef PSD, nu numai de averea care este în firmele clanului Dragnea, firme care au proprietățile imobiliare oficiale înregistrate, proprietăți care în proporție de 70-80% au fost ale statului român și au ajuns la clanul Dragnea prin intermediul firmei Teldrum, anchetată acum de către DNA.